Vă salut pe toți și bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Manu, cameramanul din spate. Iar astăzi vom face o comparație între iPhone 11 și Galaxy A55 și vom vedea cum se compară cele două modele în 2024. Și pentru că mulți o să mă întrebați de ce fac această comparație, ambele telefoane se găsesc la niște prețuri similare pe piața second hand. Astfel, în videoclipul de astăzi le vom compara și vom vedea care dintre cele două telefoane este mai bun. Așa că haideți să începem. Și înainte de a trece la videoclip, țin să menționez că niciunul dintre cele două telefoane nu este primit la review. Nu sunt sponsorizat să fac această comparație. Astfel că m-ar ajuta foarte mult dacă ați da un like acestui video și dacă v-ați abonat pe acest canal. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc și acum hai să trecem la review. Și cam acestea sunt cutiile în care vin cele două telefoane. Niște cutii de mici dimensiuni în care nu găsești un încărcător. Din păcate, nu mai găsești un încărcător pe niciun telefon Samsung din 2024. La fel pe niciun iPhone care se vinde în 2024. Din păcate, nu avem ce face, așa că hai să trecem mai departe. Acum, pe partea de construcție, ambele telefoane sunt construite ireproșabil. Avem sticlă pe spate, sticlă Corning Gorilla Glass pe ambele telefoane, însă din păcate nu știm ce versiune au. Rama la ambele telefoane este una de aluminiu, un aluminiu care se simte foarte fain în mână. Iar pe partea din față, Galaxy A55 are Corning Gorilla Glass Victus Plus, în timp ce iPhone 11 are tot Corning Gorilla Glass, dar nu știm ce versiune. Și de asemenea, A55 are IP67, în timp ce iPhone 11 are IP68. Așa că, per total, ambele sunt similare în acest departament. Bun, pe partea de display, aici avem ceva diferențe. Galaxy A55 are un display Super AMOLED la 120Hz, capabil să redea conținut HDR10+, și cu o luminozitate medie de 1000 de niți. Și ceea ce pot să zic despre acest display este că e unul de foarte bună calitate. Se vede foarte bine și în lumina soarelui. Și de asemenea, avem o rezoluție Full HD+. În timp ce iPhone 11 are un display de 6,1 inch. De asemenea, iPhone-ul are un display Liquid Retina IPS LCD, care practic este o denumire pompoasă pentru un display IPS, care din păcate nu are HDR10+, nu are 120Hz, are doar 625 de niți luminozitatea maximă. De asemenea, acest telefon nu are chiar cele mai bune unghiuri de vizualizare, însă nu este rău. Pentru un telefon care are un display IPS, este destul de ok, însă din punctul meu de vedere nu are un display bun după standardele din 2024. Astfel că este evident faptul că A55 are un display mult mai bun decât iPhone 11. Pe partea de procesor, avem un Exynos 1480 pe Samsung și un Apple A13 Bionic pe Apple. Procesorul de pe Samsung este făcut pe 4 nanometri, în timp ce cel de pe iPhone este făcut pe 7 nanometri plus. De asemenea, acest procesor nu suportă 5G, în timp ce procesorul de pe A55 evident suportă 5G. Iar în taskurile zilnice, ambele telefoane se mișcă super. A55 se mișcă mult mai bine decât A54-le de anul trecut. Se mișcă impecabil din punctul meu de vedere, mai ales pentru cât costă acest telefon. Iar la fel, acest iPhone 11 pot să zic că se mișcă impecabil și în 2024, deși este lansat în 2019. În Geekbench 6 avem 4160 de puncte pe iPhone și 3391 de puncte pe A55. De obicei, iPhone-urile sunt mai bine optimizate în Geekbench 6, însă chiar și așa este o diferență foarte mare între cele două. Și clar, iPhone-ul este mai bun. Și la fel și în 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, iPhone-ul la fel are un scor mult mai bun decât cel de pe A55. Însă, într-adevăr, pe partea de stabilitate, A55-ul stă mai bine. Are o stabilitate de peste 99%, în timp ce iPhone-ul are o stabilitate de doar 78%, mai precis 77,9%. Însă este cumva de înțeles acest lucru, pentru că acest iPhone are un procesor de top, în timp ce Samsung-ul are un procesor mid-range. Iar în Antutu 10 la fel, este o diferență destul de măricică între cele două. Adică pe iPhone avem 864.000 de puncte, în timp ce pe Samsung avem 726.000 de puncte. Este un scor destul de bun pentru A55, mai ales în bugetul în care se află. Însă la fel, iPhone-ul este mai bun. Iar pe partea de memorie, acest iPhone are 4GB de RAM și 64GB de stocare, în timp ce Samsung-ul pe care l-am eu are 8GB de RAM și 128GB de stocare. Însă chiar și așa, clar, acest iPhone 11 este mai performant decât Galaxy A55. Acum pe partea de cameră. Pe iPhone avem doi senzori de 12 megapixeli, unul wide și unul ultra-wide, în timp ce pe Samsung avem un senzor principal de 50 de megapixeli, un senzor ultra-wide de 12 megapixeli și un senzor macro de 5 megapixeli. Iar pe partea din față, iPhone-ul are la fel tot un senzor de 12 megapixeli, în timp ce Samsung-ul are un senzor de 32 de megapixeli. Am făcut câteva poze cu cele două telefoane și nu vreau să le comentez deocamdată, așa că vor apărea acum pe ecran. We'll be right back.
Voi ce ați alege? iPhone-ul sau Samsung-ul? De data asta vreau să știu părerea voastră în comentarii. Personal, A55 mi se pare că face poze mai bune pe timp de zi, în timp ce iPhone-ul face niște poze mai bune pe timp de noapte. Însă pe partea de cameră ultra-wide, iPhone-ul mi se pare că stă un pic mai bine decât Samsung. În rest, sunt destul de similare din punctul meu de vedere. Iar pe partea de filmare, acest iPhone 11 poate să filmeze 4K60, atât pe spate cât și pe față, în timp ce acest Samsung poate să filmeze maxim 4K30, atât pe spate cât și pe față. Iar pe partea de filmare, dacă ar fi să aleg unul dintre cele două telefoane, clar m-aș duce spre iPhone, pentru că filmează mult mai bine decât acest A55. Iar acum, haideți să vedem care telefon se aude mai bine. Mai întâi ascultăm iPhone-ul și după Samsung-ul. Per total, ambele telefoane se au foarte bine, însă cumva depinde și de gust. Din punctul meu de vedere, cred că m-aș duce spre Samsung, însă și acest iPhone se aude incredibil de bine. Iar acum, ca și alte funcții, avem Wi-Fi 6 pe ambele, Bluetooth 5.3 versus Bluetooth 5.0. Ambele telefoane au NFC, Samsung-ul evident are un port USB-C 2.0, în timp ce iPhone-ul are portul Lightning 2.0. Per total, recunoașterea facială merge mai bine pe iPhone, însă nici pe Samsung nu merge deloc rău. Însă per total, clar, recunoașterea facială de pe iPhone este mai bună. Însă Samsung-ul are și un fingerprint optic în ecran, așa că îți oferă cumva mai multe posibilități. Iar pe partea de baterie, acest iPhone 11 are 3110 mAh, în timp ce Samsung-ul A55 are 5000 de mAh. Acest iPhone nu știm exact la ce viteză se încarcă, însă se încarcă de la 0 la 50% în 30 de minute, în timp ce acest Samsung se încarcă la 25W. Se încarcă per total un pic mai repede decât acest iPhone. Însă acest iPhone compensează prin faptul că are încărcare wireless, în timp ce Samsung-ul, deși are o construcție premium și are sticlă pe spate, nu are din păcate încărcare wireless. Iar per total, bateria de pe Samsung este mult mai bună decât cea de pe iPhone. Dacă ar fi să aleg un telefon strict pentru baterie, dintre cele două, clar m-aș duce spre Samsung. Iar acum, dacă vorbim despre prețurile celor două telefoane, un iPhone 11 de 128 GB se găsește în acest moment la 2325 de lei, în timp ce un Samsung A55 de 128 GB se găsește pe la 1650 de lei. Per total, ambele telefoane au avut și prețuri mai mici, adică iPhone 11 s-a putut găsi și pe la 2000 de lei, iar A55 de nou a fost și el sub 1500 de lei. Însă dacă ar fi să comparăm prețurile acestora second hand, un iPhone 11 într-o stare impecabilă poate găsi pe la 1000-1100 de lei în versiunea de 128 GB, în timp ce un A55 într-o stare bună se poate găsi și el pe la 1200-1300 de lei. Și per total, dacă vrei un telefon mai bun dintre cele două, eu personal m-aș duce spre A55. Este mai nou și este mai actual. Plus că pe partea de update-uri de soft, acest telefon va mai primi încă 4 ani de update-uri de soft, în timp ce acest iPhone va primi iOS 18. Și este posibil să primească și iOS 19, nu știm sigur. Și deși acest telefon are un procesor mai performant decât A55, eu personal dintre cele două m-aș duce spre Samsung. Însă dacă vrei neapărat un iPhone și ai cam 1000-1200 de lei de dat pe un telefon second hand, ei bine, acest iPhone 11 nu este un telefon rău, mai ales dacă tu vrei să intri în ecosistemul Apple și nu vrei foarte multe de la telefon. Însă din păcate, marele minus al iPhone 11 este ecranul IPS. Dacă ar fi avut un ecran AMOLED Full HD+, clar ar fi fost un deal mult mai bun. Însă așa, pe la 1200 de lei poți să găsești și un iPhone 12 cu câteva zgârieturi, care per total merită mai tare decât acest iPhone 11, pentru că acel iPhone 12 este mai actual, are 5G, are MagSafe, are un procesor mai bun, camera la fel este un pic mai bună și per total rentează mai tare ca telefon. Însă nici acest iPhone 11 nu pot să zic că este un telefon rău în 2024. Însă eu personal, dintre cele două, aș alege clar Samsung Galaxy A55. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut și că a fost util. Nu uitați să vă abonați și să dați un like acestui video dacă v-a fost de ajutor. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la sfârșit. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul video.